Ne adresăm cu un apel către toți locuitorii municipiului Chișinău, către agenții economici, către instituții, către universități, toți aceia care activează și muncesc pe teritoriul municipiului, să se implice în curățarea orașului de pe urma calamității naturale care a avut loc. Cel puțin prin strângerea și depozitarea crengilor la marginea străzii, cu ulterioara evacuare acestora de către serviciile municipale. De aceea, lăsați cravatele și costumele acasă, cei care veniți mâine la serviciu, și prioritar, chiar de dimineață, faceți ordine în preajma întreprinderilor, instituțiilor unde activați. Mizăm pe aceea că la acest apel vor da curs și vor înțelege să se implice toți aceia care locuim și activăm pe teritoriul municipiului. Deja s-au implicat cetățeni care au făcut ordine cât au putut la ei în curțile de bloc. Dar mai departe avem în față o săptămână de lucru, marți, miercuri, joi și vineri, în care este cumva impropriu să ne continuăm activitatea pur și simplu printre crengi împrăștiate de furtună. De aceea este bine să începem prin a ordona cât de cât lucrurile în preajma fiecărei clădiri, fiecărei instituții. Și asta este în puterile noastre. Este un efort de câteva ore care, dacă îl face fiecare, am reușit cel puțin să grupăm crengile căzute de desprinse din arbor și respectiv să ordonăm cât de cât situația, pentru ca după aceea ele să fie evacuate pe parcursul următoarelor zile, săptămâni, evident, asta va dura. Intervenția la piloni și la rețele vor fi făcute doar de serviciile specializate. Dar considerăm că este cazul de o mobilizare generală a tuturor în urma intemperiei care a avut loc joia și vinerea trecută.